ori eu sprăjit sau cartofiuri. Și bonjurică, bonjurică. Stăm bine cu căștile? Așa. Până una alta, suntem pregătiți, suntem live pe Facebook, pe Instagram, pe prăjitoare, pe ondulatoare de păr, pe sirmă de întins rufele și pe ceașa furi, evident, și pe cârlige de rufe și îi spunem bună dimineața domnului Damian Amfile, care e și teolog, e și doctorant la Institutul Nicolae Iorga, mai e și cercetător independent, chestie care i-a enervat pe ăștia de pe internetul mare, nu, pe Facebook-ul mare. Explicația e foarte simplu, bună dimineața. Așa, bonjurică, da. Când nu știe nimeni ce dracu să facă cu tine, ești independent. A, adică, practic, și șomajul poate fi definit la fel? Absolut. Eu nu știu cu engleza prea bine. Cred că se spune freelancer. De eu prefer să fiu independent. Da, da, am un proiect, se spune, da. Și ce faci acum? Am un proiect. E vorba de supraviețuire. Da, da, da. Asta e proiectul în care suntem implicați. Așa, și mai are și acest apelativ în CV, inspector de specialitate la administrația cimitirelor. Da, așa prefer să mă prezint eu când vreau să fac impresie. Bună ziua, vă sunt de la administrația cimitirelor și crematorilor umane. Vreți să vorbim despre cavouri familiei dumneavoastră? Cea mai bună prezență de spirit a fost un nene care mi-a spus că mi-o dă pe soacră sa. Ah. Simpatic. Da, da, da. Nu știu pentru soacră sa. Pentru mine a fost. L-am chemat pe Damian să vorbim un pic despre sărăcie la români. Dar ce vedem noi pe geam, acum e simplu. Coada la covrici. Face parte din peisajul nostru. Când e la Gogoș, e coadă de polițiști. Am văzut că ei stau mai mult acolo în Unirii. Serios, sunt mașini de poliție, stau la coadă la Gogoș. Personal nu sunt șofer, n-am radar de polițiști. Nu e. Trebuie doar să treci prin zonă, înțelegi. Dar la noi sărăcia durează de foarte multă vreme, a fost descrisă literar, are niște origini foarte frumoase, unele chiar au dat numele unor zone, străzi, și așa mai departe, locuri pe lângă care trecem. Și Damian are colecția acestor locuri. Da, da, da. Are breloc, practic. Nu are, nu, asta voia Nicu Ceaușescu. Dăm brelocul. Așa. Așa, dacă o luăm geografic, păi cea mai mișto zonă din țara noastră legată de sărăcie e satul de unde a plecat Răscoala de la 1907. Satul Flămânzi. Și ăștia umblă vorba așa că în comunism s-au dus la CC și a spus: domne, nu mai este corect deontologic să mai fim numiți satul Flămânzi. Da, aveți dreptate, tovarăș, nu mai vă putem numi așa. Și cum vreți să vă numim? Sătui până în gât. Da, un banc foarte frumos pe care de obicei îl spuneai la coadă la carne și tocmai de-aia nici nu mai apucai să iei carne. Să mai întâmpla și așa? Da. Dar dincolo de asta, și înainte de comunism a fost sărăcie și comunismul n-a făcut decât să accentueze instinctele de conservare și au fost și epoci în care oamenii au avut sărăcia mică, nu știi cum se spune, avem Parisul mic, aici că e oraș acum Flămânzi. Serios? Da, da, da. Da, mi-am adus aminte că am trecut. Cei drept, populația ar putea să aibă destulă. Da. E important. Da. Hai să vedem de unde o apucăm. Că tu cunoști istoria veche, am înțeles că știi pe de rost toate cântecele lui Anton Pan, deci... Da, dar nu-mi vin în minte decât când nu mai sunt conștient. De regulă e fondul 2 care se activează. Ăla e subconștientul, da. Da, da, da. Al meu e muzical. Ziceai ceva de podul calicilor, de sărăcia veche, așa, da. Ca să înțelegem cam cum arăta sărăcia și ce bine arată acum. Da, da, da. Mi se spunea pe Bucureștiul vechi, da, cam care era starea de fapt a lucrurilor. S-au circulat mai multe ipoteze despre podul calicilor, dar aia preferată de istoriografi este că vine de la cuvântul calic, adică lipsit, cerșetor, pentru că înainte vremuri măcar erau oameni cinstiți și avem organizat sub formă de breaslă pe băieții ăștia, aveau și un staroste și se întindea frumos mahalaua calicilor de la pod. Ăla ar fi venit cam pe unde este tribunalul de justiție. Tribunalul de justiție. Ura, pleonasmul. Așa? Tribunalul către șelari, către justiția barieră. Dreptății, tot pleonasme, exact. Dar e așa. Pe bune. Așa. Cum e Ministerul Marinei în Elveția. Interesant. Sau al justiției la noi. Așa. Ăla venea acolo și de acolo în jos pe Dâmbovița, cam către Gorgane, așa, se întindea mahalaua calicilor, unde toată lumea știa că stau cerșetorii de profesie.
Adică filantropica n-a spus o noutate. Au fost primii care au adus aminte de ea. Băieții ăștia aveau un staroste, să conduceau după anumite reguli și aveau și o ierarhie în care trebuiau să ocupe ansamblul ăla. Nu puteai să fii așa cerșetor profesionist din prima. Adică cine stătea la stradă, cine stătea mai... Absolut. E asta, trebuia să ai un nivel de maestru. Acum știu că aveți ceva experiență cu bancurile pe aici, dar eu din profilul teologic, astea sunt mai apropiate, aia cu doi cerșetori la poarta bisericii. Așa. Pe unul scria cerșetor creștin, pe unul evreu. M-a oprit dacă îl știți. Așa. Astăzi așa, mâine așa, evident că evreul pleca tot timpul cu mâna goală și așa. Într-o zi după slujbă iese popa ultimul din biserică, se uită la evreu, zice, mă, omule, eu n-am nimic cu tine, dacă vrei stai aici, dar tu nu vezi că mor de foame, du-te și tu la sinagoga ta. Pleacă popa, la care evreul se întoarce spre creștin. Auzi, mă, Ițic, cine ne învață pe noi să facem afaceri? Ne, uite ce, da, ce bancuri, hai că ajungem și la CNCD cu ăsta, să fie frumos, dar istoria noastră veche, dar pare că dădea vina pe sărăci, adică aveam și motive pentru care să fim săraci și de obicei erau ceilalți, erau ăia răi, evrei și toți străinii care ne luau banii, nu? Că și asta, așa s-a născut rasismul nostru. Și sărăcia și rasismul cred că merg împreună câteodată, de cele mai multe ori în istoria noastră au mers împreună, dar... dincolo de podul calicilor, adică ce mai are Bucureștiul de oferit în materie de sărăcie aici, ca să vedem cum... Aici, din belșug, îl mai găsim pe la Nicolae Filimon, pe da. Postelnicul Andronache Tuzluc, altădată bărbat bine, da. Din punct de vedere al portofelului, care spre sfârșitul vieții, păpat bine din spate de Dinu Păturică și de Mândrulița, ajunge la coana, nu mai știu cum o chema, Mahala Joica, care asta se ocupa cu îngrijitul amărâților. Aia care ajunseseră în sapă de lemn, cum se spune în limbajul popular. Că avem niște expresii astea care desemnează partea cea mai de jos de sărăcie. În principiu, știi care e nivelul maxim. Hmm. Să n-ai nici pe dracu. Așa. Da, sărac lipit, de exemplu. Cum, avem câteva expresii foarte interesante. Coate goale, linge blide, mațe fripte, sărac lipit. Da. Avem... momentul nașterii, avem certificatul de naștere al expresiilor. Imposibil la chestiile astea să pui un moment de naștere, astea vin din ilo tempore, că în principiu lucrurile așa în structura lor nu se schimbă de-a lungul istoriei. Ce spuneai tu cu faptul că sărăcia vine la pachet și cu ura rasială, are o gașcă mai mare de prieteni, are beția, are tocmai culmea, din ce ești mai sărac din aia nu-ți vine să faci, că te apucă așa o depresie când te uiți la câte ai de făcut sau câte nu-s făcute. Da. Și toate chestiile astea au antrenat de-a lungul timpului o serie dintre asta de zicale în limbajul popular. Sunt astea, au apărut și în zone mai elevate. Unul dintre primii vânzători de second hand pe care îi știm cu numele în istoria, Moise Cilibi, la haine rupte, da gata, cum își prezenta el firma, avea la un moment dat o treabă din asta că, vai, draga, am împărțit o rușine, ce, m-au călcat hoții și n-au găsit nimic. Da, dar sărăcia, unde avea sediu central în România veche? Hai să spunem în România Mare. În România Mare? Da, adică ce provincie istorică avea mai mulți săraci? Bun, putem să ne ducem spre Moldova. Sau avem tipologii de sărăcie? Fix zona de unde vin eu, cred că a tras lozul câștigător. Adică? Bărăganu. Acolo cred că eram campion, cel puțin dacă le dăm discursul lui Panaiti Strati și lui Zaharia Stancu. Așa. Deci băieții ăștia care sunt între puținii care au scris Bărăganu, că nu știu dacă ați fost pe acolo, dar nu te pocnește chiar poezia când te plimbi până... Nu, eu sunt din Brăila, înțeleg bine tot situația acolo. Din teren, da. Așa. Dar acolo, aparent, dacă nu ești om înfipt să ai gospodăria ta, e mai dificil un pic să o răzbești. Adică la Panaiti Strati pleacă cu mama, care mama moare înțepându-se într-un loc de pește, într-un os de pește, că asta făcea toată ziua. Și exact asta spun băieții, că niciunul dintre noi nu ne spetea cu munca, că știam că munca nu o să ne scoată nicăieri. Și asta, dar comunismul a făcut doar să completeze sau a dat un alt look? Comunismul cred că a reușit un pic să instituționalizeze sărăcia. Adică dacă până atunci era o treabă endemică, să zicem, comunismul a spus nu, fără excepție, toată lumea să fie săracă. Asta, spre sfârșitul comunismului, era cea mai bună comparație. Românii se începeau să semene cu pinguinii.
că băgau toată ziua pește congelat, erau rezistenți la frig și abăteau tare dudez din palme. Așa, și asta. Asta a creat niște reflexe pe care le regăsim acum în comportamentul nostru, fie și comercial sau în nevoia asta de a etala, de a stoca, pentru că avem două comportamente. Unul să arătăm, adică suntem ca niște veverițe care din când în când fac un tur virtual al vizuinei lor ca să arate ce au adunat acolo, ceea ce nu fac veverițele de obicei. Nu, nu știu, n-am studiat așa de aproape. Eu am... Da, da, bă... Am glumit. E o treabă, dacă vreau să o fac cu tocilarul, e dicotomic, adică la un moment dat, e chiar schizofrenică la un moment dat. Destul de... Bogătanul care să vaită că n-are și săracul care să chinuie să-ți arate că e bogat. Și asta. Adică așa, la noi cam așa merge toată treaba. Aveam o chestie orientală care acum începe să se uite, dar comunismul ne-a învățat foarte țapă în chestia asta, că să ai, dar să n-arăți. Deci există până astăzi oameni în, și în spațiu public care arată auster, dar auster așa spre anti-bunăstare. Bine, și sunt și niște oameni care fac parte din familii care au bani vechi, cum se spune în engleză, old money, care, da, nu se îmbracă, din ce am înțeles, că asta e o legendă care circulă prin cercurile de bogați din Europa, cum că atunci când se întâlnesc bogați între ei, nu se chinuie să se îmbrace foarte mult, doar când se întâlnesc cu săracii, ca să impresioneze, pun hainele alea de bogați. În rest, da, au tricouri rupte și se poartă natural. Probabil că sunt și zgârciți printre ei, dar nu asta era ideea. Dar noi avem această etalare. Dacă te duci acum la obor, e plin de, nu, gentuțe din alea, ale unei anumite mărci de poșete. Știi cum le recunoști pe alea, nu? După tramvai. Ah, corect, da. Asta cu old money merge și nu merge. De multe ori la old money cere un pic de ochi de cunoscător să te prinzi că ce poartă ăla pe el, deși nu sclipește, e ceva bun. Da. Cu new money, în schimb, e dorința generală de afirmare și de mult. Un domn care a murit, din păcate, de 2 ani de zile, care ar mai fi putut să spună chestii mișto, Vintilă Mihăilescu, sociologul, avea la un moment dat o chestie pe 4 cuvinte, de ce mâncăm noi cum mâncăm până astăzi, cu aici urma stau, în aici urma ceau. Și spunea că asta, țăranul român care a fost vegetarian fără voie atâtea sute de ani, acum când a dat de un pic de cheac, devine carnivor festiv. Așa, adică alea, da, pe care le asocia el în mental cu Crăciunul, cu Paștele, cu două, trei ocazii de prosperitate, acum vrea să fie Crăciun în fiecare zi. Deci șaorma. Lui... Da, deci șaorma. Există comportamente din astea care celebrează trecerea sau aparența trecerii de la sărăcie la bogăție? Adică e ceva ce fac toți oamenii atunci când vor să demonstreze că sunt mai bine decât sunt? Li se gonflează ego-ul în primă fază. E tot o treabă legendară și aici intru pe domeniul meu, în Duiliu Zamfirescu, în Viața la Țară, e o colecție de romane și ăla-i moare nevasta fiind moșier și mergând cu alaiul de mormântare, ăla își urlă după toți argații ca să vadă lumea câte moșii are el în administrare. Ah, ok. Deci da, stăm bine, deci, și aici. În orice moment și de multe ori chestia asta se întâlnește, pomana ca motiv de fală. Ia fi atent aici. Dar asta e o treabă puțin mai veche, nu? Totuși. E veche bine, din punctul ăsta de vedere. Înainte aveam o chestie orientală de bun gust, care se mai vede astăzi la Istanbul, dacă te duci. Găsești exterioare foarte dărăpânate, dublate de interioare foarte luxoase. Deci inversul. Și chestia asta ne-a rămas nouă cumva, nu doar din comunism, și de la turci, că dacă etalezi pe afară, lipsește să pui un neon cu jaful, vă rog, aici. Aha, da, 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 e o metodă de autoapărare, gen. Da, chestia asta ne-a rămas nouă de sute de ani în mental și ne-a mai venit cu o chestie cu neîncrederea în orice formă de autoritate, pentru că azi primele recensăminte făcute la români, știți de ce s-au făcut, nu? Nu. Ca să știe ăștia pe câtă lume trebuie să taxeze. A, ce drăguț ne numără. Stai un pic, de ce ne numără? Și de acolo a venit tot timpul. Deci dacă se manifestă vreodată autoritatea, autoritatea se manifestă ca să te gândile. Da. Dar apropo de cimitire,
că da. Bă, nu e încă să ajungem la un moment dat și la punctul ăsta în discuție. Nu, nu vrem să aflăm unde este bustul amiralului Urseanu. Mulțumesc frumos. Am mai explicat. Da. Dar ne pot face oroare celor care s-a, dețin. S-a pus undeva sau s-a topit, după părerea ta? Nu, nu cred că s-a topit. Cred că există o formă de respect. De colecționari, da, cu niște gusturi tare ciudate, cărora eu le doresc din toată inima să fie reale bântuirile. A. Da, da, da. Nu, pentru că nu e atât de mult bronz cât să justifice efortul. A, nu era atât de impresionantă statuia. Nu, impresionant a fost în anii 90 monumentul Turtucaia, când au plecat vreo 4 sfinși de câte 400 de chile bucata. A. Acolo da, acolo poți să zici că ești om serios dacă tot ai apucat o treabă. Și care, adică câți bani iei pe sfinșii aia? Nu știu, n-am încercat. Dar nu, nu te-ai interesat și tu? Că totuși nu le te uiți de așa aici. Doamne, doamne, am pierdut, dar cât am pierdut? Vrem da, să da, știm da, și asta noi e, da, exact. Nu, n-am avut plăcerea. Cât mai e kilo de bronz? Dacă poate să ne ajute cineva. Cineva are pe acasă vreun bust? Hai să vedem. Am prins un zvon, dar nu-l pot nici confirma, nici infirma, din păcate, că unul ar fi fost găsit în zona Strehaiei. Așa. La un domn unde statul român a ajuns să-și ceară și scuze că l-a deranjat. A. Da, repet, e doar la nivel de zvon. Bun, dar în cimitire se vede lupta cu sărăcia? Din păcate cam da. Știi că la cimitire, în mod normal, ar trebui să fie cea mai egalitară societate de pe glob. 3 metri toată lumea. În mod normal, da, acolo ar trebui să fie pace, da, și o eliberare de cele lumești. Da, doar că dar... mi-aduc aminte un meme vechi de pe Facebook care arăta exact asta, o groapă de cimitire, ce toți plecăm la fel și de desubt era o piramidă. Vorbește în numele tău, țărane. Corect. Și din păcate avem și la cimitire anumite situații în care unii, pe bune, cred că au avut un pic de frică de stat singuri. Și au zis să mai populeze ansamblu cu niște chestiuțe. Dar unde le vedem? E vorba de stil nou sau stil vechi? Că și Belu are metehnele lui, nababii lui, ca să zic așa. Din păcate, mie îmi plăcea mai mult opulența pe stil vechi. Da. Adică opulența pe stil vechi, să chema să-l mai angajez pe Mincu, pe Ștorc, pe Șpete, fă-mi da, și mie ceva bana niște sculptori acolo. Buni, da, arhitecți, așa? Da. Să se vadă că n-am fost, la Belu asta spun eu mereu, a fost concurența cine are mai mare, dar vorbim de capelă. Da, asta e foarte limpede. Așa. Și uneori chiar și de obelisc. Da, mai sunt că și câteva dintre alea. Să ne gândim că sunt mulți oameni care au lăsat în spatele lor în cimitir un obelisc. Au obeliscuit-o cam toți. Da, 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 da. Astea moderne, în schimb, unele deja cred că la teme de bombardamente după moarte, că încep să aibă aspect de bunker. E mai disgrațios opulența nouă decât era aia veche, după ochiul meu. Sunt și, nu știu, modele de bun gust sau, nu știu, statui pe care le bănuiești, monumente, scuze, care ar putea fi atacate în momentul ăsta? Acum, ai de ce vreți hartă? Voi să dau eu idei? Ponturi. Ca la popă, la spovedanie. Voi te-ai spovedit? Da, am precurvit. Cu cine? Mi-e rușine. Cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Iese, ți-ai iertat păcatele? Bă, nu, dar am aflat niște adrese noi. Teologie. Da. Se face carte. E, oh, da. E foarte important. Simt oh, că... da, și acolo cel puțin sărăcia are măcar o justificare teoretică. Uneori are și lipsa de igienă corporală are o bază teologică. A, da? Da, se numea acolutie pe vremuri. Ca să nu, acolutie? Da, ca să nu inspiri prea des plăceri trupești, ar fi bine să nu prea cureți. Să fii dezgustat de... Da, da, da. Locul faptei. Adică nu mai vorbim să ridici ochii, dar doar ai ridicat sub brațul și ți-a trecut cheful de orice. Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii. Ce mai atingem aici? Mâncarea? Păi asta, deci pornind de la faptul că românul e carnivor festiv, că îi place să fie mult, hai să ne uităm și, deci nu doar la felul cum mâncăm, și la ce mâncăm.
Că tot așa e diferența între popoarele care au prins și niște vremuri când au fost sătule și popoarele care au fost numai în imediat acum, papă tot acum, că nu se știe mâine ce mai întâlnim. Uitați-vă la niște combinații de rețete, inclusiv alea tradiționale. Ce avem aici? Proteină, grăsime, ce ar mai merge? Bagă niște carbohidrați. Dă-i și cu smântână pe deasupra. Să te saturi. Da, da, da. Ce aia? E oda, oda sarmalei deci... a lui Păstorel Teodoreanu este... Deci foamea din gene e mai veche de 1907. Foamea din gene cred că este din născare, să zic așa. Am trăit tot timpul sub spectru imediatului. Nu, nici autoritatea statală, nici vecinii nu prea ne-au dat impresia că putem să ne așezăm și noi tihnit pe ceva. Se observă și la băuturi. Faptul că noi încă suntem popor de țuică și n-a inventat niciun român vreun coniac să ia fața... Nu vreau să Ginars. Nu vreau să descurajez industria locală, dar să fim serioși. Da, adică correct. Ori avem și nu știm să promovăm, așa. Ori n-avem deloc. Păstorul Teodoreanu se plângea că n-avem deloc și găsise și o sintagmă perfectă. Noi am ales să fim oameni de țoi în loc să fim oameni de soi. Și asta, da, păstorele cam nimerea. Da, făcea o treabă interesantă. Țoiul e gândit așa, presupun că nu e nevoie să explic cunoscătorilor. Așa. Nu doar ca să-l dai repede pe gât, ci ca să nu-ți vină damful în nas. A, deci aveam și pretenții. Așa, dar pe când la coniac, din potriva, ai balonul ăla tocmai ca să poți să inspiri mai bine. Ceea ce arată că asta, unii în timp au plecat de la egal la egal și da. Ăla din Franța și ăla din România, numai că în timp unul a rafinat procesul. Da, da, și francezii beau eau de vie. Nu trebuie neapărat să fie mirosită, că nu miroase uite, special față de o țuică. Ai zis mișto asta cu eau de vie, o explicație așa fantezistă. Cine a inventat alcoolul? Biblic vorbind. Nu, nu știu. Nu știu. Tata Noe. Da? Da. Păi nu el după potop s-a a zdrobit struguri și a văzut ce se întâmplă cu ăștia fermentați, dar a dormit în cort? Da, trebuie să reluăm episodul, că care-i reflexul? M-am mai uitat de mult la serial. Știi care-i, care-i reflexul, de fapt, de ce ai inventat vinul? Exces de apă. A, corect. După potopul ăla, bă, simt nevoia de o alternanță. Avea de... pernuțele stiate la degete. Da, da, da. Corect, și asta și e... Și după aceea, tot după apă, s-a dus Sfântul Patrick în Irlanda și a venit cu alambicul. Așa. Că într-o limbă scoțiană pe care dacă o pronunți o să curățați microfonul ăsta până săptămâna viitoare, termenul scoțian pentru whisky exact asta înseamnă, apa vieții. Tot noi să vă învățăm, da. Pe genul ăsta, da. Tot noi să vă aducem aminte. Mai e ceva care e genul hibrid. Balconul. Balconul la români. E trecerea de la sărăcia de la sat la nevoia de a agonisi la oraș. E mutatul pivniței în spațiu aerian. Cam așa ar putea să fie definit și la un moment dat găsisem și o hartă a balconului. Nu e doar românesc ăsta, asta e best european și balcanic mai ales. Așa. Adică fără butoiașul de varză, apropo de butoiașul de varză, cazul românilor mutați la Paris. Da, da, în gheață e complicat, îți trebuie multe preșuri. Avem iar și grele. Mai apare marea problemă primăvara, viceversa, asta, da. Român duși la Paris, caz real, deci povestit de un prieten, s-au trezit cu poliția intrând peste ei în casă pentru că vecinii scriseseră că îi ascund un cadavru primăvara când a început aia să fermenteze, să dea drumul la toate miasmele pe afară. Bai de mine. Da, da, da. Da. Bine, Musa asta e atmosfera de la bloc. Știm că nu, la bloc nu vin ghiocei, ci vine varza murată, vărsată la ghenă, când toată lumea de la bine, etajele superioare scapă de ea. E biodegradată, aia e problema, că e biodegradabilă, n-ar fi nimic, dar e deja degradată. Da. Musai să ai niște afumătură, așa, altfel să strică decorul. Dar și sârmă, și preșuri, și haine vechi, și săniuțele, nu numai ale tale, ci și ale generațiilor de dinainte. Da, da, bineînțeles. Toate chestiile se păstrează. E o magazie. Da, e... Hainele chestia... se mai dau de la o generație la alta, că și ăsta era un semn de sărăcie. Eu, fiind Paltonul cel mai, ăla cel mai bun. Gras din toată familia, n-am cum să spun chestia asta, că la mine n-a... Eu l-am terminat, am terminat hainele lui tata la 12 ani. Ah, ok. De aici înțeleg. Încolo îți cumperi. E treaba ta mai sus, noi n-avem. Înțeleg, da, îmi pare rău că... Mi-a luat sora mea un tricou când au mers în vamă cu cortul, dar în rest nu prea am putut să... împrumutăm de la unii la alții. Deci balconul e un semn al estului comunist, mai degrabă.
Da, o folosire din asta a spațiului să te obișnuiești practic cu cavou. Că despre asta e vorba, ce s-a construit în anii 60 alea care erau numite Hrușciovca, că el a dat modelul Hrușciov. Așa erau făcute, să ai minimul necesar pentru fiecare om. Și asta creează în timp, e o cultură a sărăciei, te obișnuiești cu sărăciei, așa ajungi să gândești, pe minim, totul e pe minim. Eu am niște expresii legate de sărăcie la români care pur și simplu mă zgârie, îmi sucește mintea. Așa. Și regina ei este ieftin și bun. Ultima oară când am auzit expresia asta, cineva băga parizer în Big Mac. Ieftin și bun. A, deci au și din astea refolosibile? O, da. Vai de mine, îmi place. Da, deci totul gândit să lasă fie acolo, să țină. Dă-o dracului de calitate. Și să fie mult. Da, da, da. Musa-i asta. Așa, doi, este sărac și cinstit. Deci de câte ori am auzit expresia asta, era vorba de un jaf. Sărac și cinstit. Noi avem, din păcate, și corupție de săraci. De asta mică, de ospătar, de bacșișuri mici. Da, te bucuri. Am început să ne mai prindem unii de chestia asta, că bă, să fură peste tot. Nu, e recunoștință. Nu ne-am așa trezit înțeles, noi. Se numește. Da, da, are mai multe. E recunoștință față de domnul de la parcare care nu zgârie mașina. Eu am auzit o treabă mai bună de la un polițist bulgar. A, șpaga? Nu, cadou. Și asta, uite. Încheiem într-o notă pozitivă, da. Totuși, a, gata? Cadou. Păi da, atât. Da. Să vede că nu lucrați la cimitire. Se termină. Noi suntem, noi lucrăm la veșnicia mică, știi? Așa, așa. Asta e. Hai spune că vă aștept, hai să nu stricăm atmosfera. Nu ne grăbim, nu ne grăbim. Dar dacă e ceva, venim, sigur. Totuși asta să reții că e bine să termini viața un pic mai bogat decât ai început, ca respectul să ai să dai ortul popii. Înseamnă respect. E bun și ăla, dar mai sunt oameni care se hrănesc pe vremea mea, adică pe vremea studenției mele. Eu știam hramurile mai multor biserici din București și mergeam și mâncam. La cantină nu se putea mânca, la biserică se mânca ceva mai bine, din pomeni. E un mod cert de a găsi mâncare mai bună acolo unde ai de a face cu un cazan. Doar că din experiența de seminar, colegii mei care au avut ghinionul să fie interne aveau anumite rețete stați, de exemplu, pilaful nu era bun dacă nu rămânea în farfurie în momentul în care o întorceai. A. Peștele nu era bun dacă nu îl simțeai înainte să știi că este zi de pește. Așa, s-au minunat un cântec din comunism care s-a aplicat și la noi. Așa? Originalul este Anicuța Nechi Dragă, de ce ești neagră și slabă? Varianta 2 este Anicuța Necri, da, bă, dragă, de ce ești așa de slabă? Slabă sunt de felul întâi, supă cu umbră de pui. Și asta. Pe scurt, nu mai încercați să vă fofilați, suntem vai de capul nostru, suntem săraci și... Ni s-a băgat în cap să fim săraci, nu suntem condamnați să fim săraci. Trebuie să scăpăm în timp, nu trebuie un cuvânt prost, ar fi bine să scăpăm. Dă niște tipare și în felul ăsta istoria nu e condamnată să se repete. Nu trebuie să trăim veșnic sub vremurile lui Papu Răvodă. Deci ar trebui să refuzăm paltonul de la bunicu. Sau înlocuitorul de palton, cum se mai găsea în comunism. Aia, cred că da, putem să mergem să mâncăm ceva scump și da, bun. Ceva și scump proteic. Și bun. Și sushi. Bun. Și îi mulțumim și invitatului nostru cu această ocazie. Domnule Damian Anfile, dacă găsiți bustul ăla, anunțați-ne și pe noi. Da, și fără, pentru că dați băutură dimineața, eu vrem, mai vin. Vrem să... Da, 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 păi trebuie să mergem și la un stadiu următor de, din asta, de self-help, de școală ajutătoare, de mindfulness, de orice. Adică să-i îndemnăm pe oameni să iasă din sărăcie, ăștia care ascultă Rock FM. Încă nu cred că au băgat o școală de richfulness, dar ar fi bine. Da, sau minte pline, cum spuneau daci. Da. E, așa se numea atunci. Îi mulțumim, îi spunem la revedere, ceea ce vă spunem și vouă. Vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, săracilor, și asta este, atât s-a putut. Vă lăsăm să ascultați reclame la chestii pe care eventual vi le permiteți, dar poate o dată pe lună, cam asta este. Pupa dulce pe ceacre, Laura, Silvia, Muhăi, Lăzvi și Dragoș și Sergiu, vă spun la revedere, vă mulțumesc foarte mult și nu ne uitați cu ea 400 de euro. Don't carry me with a little sugar. Wake up and rock. Mancațiaș. La revedere. Morning Glory on Rock FM. La Penny găsesc de fiecare